Bună dimineața! Am revenit, stimați telespectatori, și după ce am urmărit buletinul de știri, este momentul să aflăm și care sunt cele mai importante titluri din presa internațională. La subiectul abordat în mai multe articole în această dimineață face referire la declarația făcută pe parcursul zilei de ieri de către președintele Franței, Emmanuel Macron, cel care a menționat că nu este exclus ca la un moment dat soldații aliaților NATO să ajungă în Ucraina. Bine, aceasta nu a făcut foarte multe referiri, nici nu a intrat în detalii. Mai mult decât atât, Emmanuel Macron a spus că nu exclud acest lucru, pentru că la un moment dat toată lumea spunea că nu vom da tancuri, nu vom da avioane și așa mai departe. Între timp, Franz Van pentru că sunt, vă spuneam câteva articole pe acest subiect, vine să spune că, să spună, pardon, că ceilalți aliați au fost surprinși de declarația lui Emmanuel Macron. Dar trebuie să știți că nu doar Emmanuel Macron a declarat acest lucru, pentru că unii dintre liderii politici ai țărilor baltice la fel au declarat că, la fel, în cazul în care ar fi necesar, ar fi gata să facă un astfel de pas. Mai mult decât atât, unii dintre liderii politici a țărilor membre NATO au spus că nu exclud nici ei că ar putea fi o realitate la un moment dat. În cazul în care vă doriți să citiți mai multe reacții, inclusiv ce reacții vin de la nivel înalt NATO, aveți posibilitatea să accesați și radio-moldova.md și aici veți vedea cum marea majoritate dintre liderii politici spun că acest lucru nu se va întâmpla sau dacă se va întâmpla, va fi mult mai târziu. Președintele american, Joe Biden, a venit și el cu o declarație spunând că nu există la momentul actual discuții ca soldații americani să ajungă pe frontul ucrainean și acest lucru nu se va întâmpla. Revenind la ceea ce a anunțat Emmanuel Macron, acesta spunea că ar trebui ca europenii și aliații Ucrainei să fie mult mai activi și să reacționeze mult mai repede, pentru că inclusiv tankurile, dar și avioanele F-16 au ajuns mult prea târziu, deși armata ucraineană avea nevoie de ele mult mai devreme. În continuare vor fi declarații pe acest subiect. Toată lumea s aștepta să vadă o declarație și din partea Moscovei, pentru că era foarte importantă să vedem și cealaltă parte vizată, ce declară și cu ce mesaj vine. Și pe această care ajungem la articolul scris de Reuters.com. Cei care vine să ne anunțe ce a spus în urma declarației lui Emmanuel Macron și Kremlinul. Iar informațiile de la Kremlin sunt unele foarte simple. În cazul în care armata sau un soldat cel puțin din armatele membre NATO ar ajunge pe frontul ucrainean și ar lupta deschis și oficial, atunci ar fi inevitabil să înceapă un război între NATO și Federația Rusă. Bine, în ultimii mai bine de 2 ani deja am auzit în multe rânduri cum Federația Rusă a amenințat NATO, cum în mai multe runde a spus că unele arme trimise ar putea fi subînțelese ca o implicare directă NATO și ar putea declanșa un război între cele două forțe. Acum să vedem cum vor escalada lucrurile și până unde vor ajunge. Revenind însă la declarația inițială, pentru că trebuie să înțelegem fiecare context. Ucraina în aceste momente este într-un impas. Federația Rusă a văzut o prin propria armată, făcând progrese pe linia frontului. A reușit să cucerească Avdiivka. Acum luptă pentru un alt oraș. Toată lumea se așteaptă că în următoarele luni să înceapă o contraofensivă a Armatei Federației Ruse și întrebarea este cât de pregătită este armata ucraineană pentru a face față, cât de pregătită este din punct de vedere a muniției pe care o are în dotare, pentru că din luna decembrie, atunci când Senatul American a blocat un ajutor de aproximativ 100 de miliarde de dolari, bine, din cele 100 de miliarde de dolari, o parte din ajutor ar fi trebuit să se îndrepte și uh, spre războiul din Fâșia Gaza, dar marea majoritate a sumei trebuia să ajungă la armata ucraineană, prin muniție din nou și ajutor financiar, logistic și așa mai departe. Păi, la momentul actual, armata ucraineană pare că suferă de acest impas din motiv că nu ar avea muniție suficientă. De partea cealaltă, Franța încearcă în continuare să fie unul dintre principalii mediatori europeni și să joace un rol principal la nivel de bătrân continent. Cel puțin asta ne dăm seama din declarația lui Emmanuel Macron, asta spun specialiștii de politică internațională. Iar 24 vine în această dimineață, cu o altă declarație a unui om politic important de la Paris. Facem referire la ministrul francez de interne, pardon, cel care a declarat că Rusia este principalul inamic al Franței la momentul actual ceea ce din nou consolidează ceea ce a menționat Emmanuel Macron și faptul că Franța vede în Rusia un pericol pe termen scurt, dar și pe termen lung. Mai multe despre declarația făcută de Ministrul de Interne a Franței, găsiți în articol scris de Digi24. Vom continua această dimineață și vom merge în Federația Rusă directă, pentru că am văzut în ultimii doi ani cu mai multe persoane influente, unii dintre ei foarte bogați, alții apropiați. Ai regimului de la Kremlin au dispărut, au murit, s-au sinucis și așa mai departe, cu toate ghilimelele de rigoare, pentru că fiecare știre trebuie înțeleasă și mesajele trebuie scoase din context pentru a vedea ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, deși este foarte dificil pentru că multe informații nu vin din Federația Rusă. De această dată se pare că unul dintre cei mai importanți milionari din Federația Rusă a fost arestat alături de soția sa, Yuri Antipov. Acesta este numele milionarului cu avere de aproximativ 700 de milioane de dolari. Acesta a fost arestat pentru fraudă. A fost acuzat de Kremlin și bine, de autoritățile de Federația Rusă. Vă dați seama că nimeni nu vine să facă direct la nivel politic în alta aceste declarații, dar acesta a fost arestat și va rămâne fără avere. Cel puțin asta cunoaștem din anumite informații de Moscow Times. Este site-ul acolo unde trebuie să intrați pentru a citi mai multe știri, deși știri similare găsiți și pe alte site-uri. De aceea vă de fiecare dată să căutați și alte alternative pentru a încerca să vedeți fiecare știre, fiecare perspectivă a unei știri. Vom continua tot cu Federația Rusă, dar vom merge în Corea de Nord. Corea de Nord care, cel puțin după 24 februarie 2022, s-a a plasat ca un aliat de încredere pentru Federația Rusă, a deschis porțile pentru turismul intern pentru cei care vin din Federația Rusă. Cu toții știm că este foarte dificil să ajungi în Corea de Nord, probabil țara în care este cel mai greu de ajuns dacă îți dorești să vizitezi Fenianul sau alte zone ale Coreei de Nord. După războiul celor două Corei, a fost uh, incredibil de dificil să ajungi acolo și pe calea politică și atunci numărul persoanelor ce au ajuns în Corea de Nord a fost unul limitat. Însă, o de persoane din Federația Rusă au avut posibilitatea printr-un pachet turistic să ajungă și să schieze în țara de Corea de Nord. Iar aceștia, după ce s-au întors, au venit cu primele declarații. Unii dintre ei spun că au avut frică în fază inițială, dar ulterior lucrurile au stat mult mai bine decât se așteptau. De cealaltă parte, toată lumea se așteaptă ca cel puțin pentru prima parte a turiștilor care vor merge încolo, lucrurile să fie bine puse la punct, astfel încât să fie atras și mai mult turismul din Federația Rusă spre Coreea de Nord. Cert este însă că este o țară bine păzită și nu prea ai posibilitatea de a face ceea ce vrei pentru că tot ceea ce este planificat în vacanță este bine ghidat și trebuie să ții cont de acest lucru. CNN.com este site-ul pe care îl accesați și citiți mai multe despre vacanța celor 100 de persoane din Federația Rusă. BBC.com vine să ne vorbească puțin și despre alegerile primare ale Partidului Democrat în Statele Unite ale Americii. Vă reamintesc că în acest an vor fi alegeri prezidențiale, iar dacă Donald Trump luptă pentru a fi desemnat drept candidatul Partidului Republican, de partea cealaltă, președintele în exercițiu, Joe Biden, pare să fie favorită pentru a reprezenta Partidul Democrat în toamnă în alegeri. Iar făcând referire la Joe Biden și alegerile primare, a apărut un semn de întrebare, deși acesta este clar favorit și sondajele dau acest lucru și anunță că el va câștiga alegerile primare. Întrebarea este care va fi numărul votanților ce vor alege să-și pună ștampila pe buletine la alegerile primare. Este o întrebare legitimă pentru că în ultimii doi ani Statele Unite s-au angajat să susțină Ucraina în războiul împotriva agresiunii Federației Ruse, iar începând cu 7 octombrie 2023 a început să susțină și Israelul în conflictul pe care îl duce cu gruparea Hamas din fâșia Gaza. Iar experții din Statele Unite spun că această susținere a Israelului ar putea influența mai mult decât se așteptau în privința alegerilor primare. Citiți mai multe în articol scris de BBC.com, acolo veți vedea cine sunt și contracandidații lui Joe Biden. Ultimul articol este scris de colegii de la Moldova. 1 face referire la Mali, acolo unde 31 de persoane au decedat după ce un autobuz a căzut de pe un pod. Mai multe detalii găsiți în cadrul acestui articol, sunt și alte știri scrise de colegi, așa că informați-vă și nu uitați să urmăriți și Moldova uno.